Binecuvântată ești Tu, Fecioară Marie, de către Dumnezeul cel preanalt, mai mult decât toate femeile de pe pământ, căci El a preamărit atât de mult numele Tău, încât lauda Ta va fi veșnic pe buzele oamenilor. Lăudați să fie Iisus și Maria. Dacă Părinte Pavel, de cam, Celevastă Părinți, concelebranți, dragi iubiți cinstitori ai Maicii Preacurate, dragi iubiți credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Astăzi, 13 octombrie,
Trăim un moment cu totul special. 100 de ani de la ultima apariție a Maicii Domnului de la Fatima. Un an în care noi, ca și fii preiubiți a ei, ne-am îndreptat mereu privirea, gândul și rugăciunea spre ea. Îndemnați de Sfântul Părinte Papa Francisc, după exemplul celorlalți sfinți părinți, întreaga biserică, dar și noi, cei din Dioceza de Iași, am avut mereu gândul să stăm alături de Maica Domnului. Și în această seară vrem să o facem din nou. Să reînnoim aici la noi, în catedrală, catedrală închinată Maicii Domnului, Regina, iubirea noastră și să adresăm rugăciunile noastre pentru ca în lumea să fie armonie și pace, căci mama noastră cerească o iubește pe toți și ne iubește pe noi. Iar arătându-se în diferite locuri și arătându-și fața sa, voi să spună că ea călătorește cu noi. Ne stă alăturea nouă. Iată, la 100 de ani, Maica Domnului cinstită la Fatima, dar și întreaga lume, este alături de noi, cum a fost din totdeauna și cum vrea să rămână mereu alături. Îi aducem acum lui Dumnezeu prin os de laudă, pentru că ne-a oferit o mamă așa de iubitoare. Îi aducem mai și preacurate cinstirea noastră, dar și rugăciunile noastre. Și pentru a face acest lucru, aici, în catedrala noastră, îi cerem acum lui Dumnezeu iertare pentru infidelitățile noastre, pentru toate păcatele, pentru faptul că poate nu am iubit-o așa cum merită pe Maica noastră cerească. Și de aceea spunem împreună, mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru. Să ne rugăm! Dumnezeule, care prin născătoarea Fiului Tău ai făcut-o și mama noastră, dă-ne harul ca, perseverând în pocăință și rugăciune pentru mântuirea lumii, să fim vrednici de a promova în zilele noastre cu mai mult curaj împărăția lui Hristos, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Va fi cunoscută între neamuri descendența celor pe care îi iubește Domnul și între popoare urmașii lor. Toți cei care îi vor vedea îi vor recunoaște. Aceștia sunt descendența pe care a binecuvântat-o Domnul. Mă voi bucura în Domnul și sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu, pentru că El m-a îmbrăcat cu haina mântuirii și m-a învăluit cu mantia dreptății, cum își pune mirele diadema și cum se înfrumusețează mireasa cu podoabele ei. Căci precum pământul face să răsară lăstarii, și o grădină face să crească semănăturile,
Tot așa Domnul Dumnezeu va face să răsară dreptatea și lauda înaintea tuturor popoarelor. Cuvântul Domnului. Ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea. Ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea. Ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea. Uită de poporul tău și de casa părintelui tău. Regele râvnește frumusețea ta. El îți este stăpânul, prosternă-te în fața lui. Ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea. Toată abundența fiicei regelui se vede când intră îmbrăcat în haine brodate cu aur, în haine strălucitoare este adusă la rege. Fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. Ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea. Sunt aduse în bucurie și veselie, sunt conduse în palatul regelui. În locul părinților tăi vor fi copiii tăi și îi vei pune conducătorii peste tot pământul. Ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea. Aleluia, 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 aleluia. Fericită ești, Fecioară Marie, tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ție de Domnul. Aleluia, 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 aleluia. Să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În timp ce Iisus spunea acestea, o femeie din mulțime și-a ridicat vocea și a spus: Fericit sânul care te-a purtat și pieptul la care ai subt. Dar el a zis: mai degrabă fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Cuvântul Domnului. Laudă-ți-e, Hristoase! Lăudați să fie Iisus și Maria. Preasfințite, dragi confrați, preoți, iubiți credincioși, mărturisesc că este foarte greu momentul acesta, pentru că nu este ușor să faci o sinteză a unui eveniment pe care îl celebrăm astăzi, un eveniment de asemenea învergură. Totuși aș încerca în cele ce urmează, ca împreună, să ne amintim motivul pentru care suntem prezenți la ceas de seară în casa Domnului. Fără îndoială, dintre toate aparițiile mariane, aparițiile Maicii Domnului de la Fatima rămân
cele mai faimoase. Trei păstorași, Lucia de 10, Iacinta de 7 și Francisc de 9 ani, pe data de 13 mai 1917, în timp ce se aflau cu oițele pe o pășune în apropiere de Fatima, le-a apărut figura unei doamne îmbrăcată în alb, cu un rozariu în mână. După această primă apariție, Doamna le-a dat întâlnire celor trei în fiecare zi de 13 a lunilor următoare, până pe data de 13 octombrie. Și în amintirea acestor apariții, știm, Sfântul Părinte Papa Francisc a recomandat ca în acest an centenar, în fiecare zi de 13 a lunilor din mai până astăzi, să fie invocată mijlocirea Maicii Domnului pentru a obține indulgența plenară. Conform spuselor celor trei păstorași, aparițiile au fost însoțite de revelarea unor evenimente care aveau să urmeze să se petreacă. Întâi de toate, sfârșitul războiului, primului război mondial, apoi pericolul care amenința un al doilea război mondial mult mai devastator dacă oamenii nu se vor converti, și faptul că acest război a avut loc e dovada că nu s-a ajuns la împlinirea cerinței. Apoi amenințarea comunistă provenind din Rusia, care ar fi putut fi îndepărtată numai prin consacrarea la timp a națiunii la inima neprihănită a Mariei. Așa după cum promisese Preasfânta Fecioară celor trei păstorași, pe data de 13 octombrie, acum 100 de ani, mii de persoane, credincioși și necredincioși, au mărturisit că au fost martorii unui fenomen minunat. Mulți dintre cei prezenți la fața locului și chiar unii dintre cei aflați la kilometri distanță au povestit că în timp ce ploua și nori deși acopereau cerul, la un moment dat ploaia a încetat și norii s-au risipit. Și au văzut cum discul solar a început să se rotească în jurul unui punct exterior, schimbându-se la culoare și mărindu-se ca și cum s-ar fi prăbușit pe pământ. Aceasta avea să fie minunea soarelui care dansează, o minune care a dat în cele din urmă credibilitate celor afirmate de copilași și vizionari, aparițiile Maicii Domnului. Știm că Francisc și Iacinta, cei doi frățiori, au murit la câțiva ani după aceea, unul în 1919 și celălalt în 1920, din cauza unei epidemii de gripă spaniolă, o epidemie care a făcut multe victime la acea vreme în întreaga Portugalie. Lucia, în schimb, a ales calea vieții consacrate, devenind măicuță carmelită de sculță. Datorită scrierii memoriilor sale, avem relatate evenimentele petrecute la Fatima așa cum au fost trăite de către ea însăși. Știm că în anul 1930, biserica, după o analiză minuțioasă a fenomenului aparițiilor, a proclamat caracterul supranatural, natural al acestora și a autorizat cultul care a fost găsit propice pentru înlesnirea apropierii omului de Dumnezeu. Ulterior, la Fatima a fost ridicat sanctuarul care dăinuie și astăzi, sanctuar vizitat pentru prima oară de către Papa Paul al VI-lea, tot într-o zi de 13, în ziua de 13 mai
a anului 1967. Știm de asemenea că Papa Ioan Paul al II-lea, un papă marian, la rândul său și-a îndreptat deseori pașii ca pelerin la sanctuarul Maicii Domnului din Fatima. Și cunoaștem de asemenea detaliul referitor la glontele extras din trupul său în urma atentatului din piața San Pietro, glonte pe care l-a oferit Maicii Domnului de Fatima, ca recunoștință a faptului că a fost alături de el în momentul greu al încercării acelui atentat. Să știm poate mai puțin faptul că aparițiile Maicii Domnului la Fatima au avut și, să zicem, un preludiu în anii 1915 și 1916. Lucia povestește de apariția unui înger care ulterior s-a dovedit a fi îngerul păcii, îngerul protector al Portugaliei. Și acesta, în timpul unei apariții, i-a invitat pe copilaș să se roage în genunchi împreună cu el ca reparare pentru jignirile aduse lui Dumnezeu de către păcătoși, cu aceste cuvinte: Preasfântă Treime, Tată, Fiu și Duh Sfânt, te ador și îți ofer prețiosul trup, sânge, suflet și dumnezeirea lui Iisus Hristos, prezent în toate tabernacolele de pe pământ, ca ispășirea necinstirilor, sacrilegiilor și indiferenței cu care el este ofensat, iar pentru meritele infinite, infinite ale preasfintei sale inimi și ale inimii neprihănite a Mariei, îți cer iertarea sărmanilor păcătoși. Același înger i-a învățat pe copii și alte rugăciuni, printre care cea mai cunoscută este aceea care se adaugă la sfârșitul fiecărei decade de rozariu: O Iisuse, iartă-ne păcatele, și așa mai departe. Foarte frumoasă și simplă, ușor de reținut este și aceasta, o rugăciune de iertare. Dumnezeul meu, eu cred, te ador, nădăjduiesc în tine și te iubesc. Îți cer iertare pentru toți aceia care nu cred, nu te adoră, nu nădăjduiesc în tine și nu te iubesc. Așadar, pe data de 13 mai 1917, cei trei copilași au văzut-o pentru prima oară pe Maica Domnului și inițial mesajul Maicii Domnului a fost importanța recitării rozariului. Le-a cerut copilașilor dacă sunt dispuși să ofere sacrificii de reparație pentru păcatele lumii, iar aceștia au acceptat. Apoi le-a spus: veți avea mult de suferit, însă harul lui Dumnezeu va fi consolarea voastră. De fapt, Iacinta avea să moară într-un spital în urma unor dureri îndelungate și profunde. Pe data de 13 iunie, vizionarii povestesc că Doamna din Cer le-a apărut din nou și i-a învățat două rugăciuni. Una dintre ele recomandată a fi recitată atunci când se oferă o acțiune sau o suferință în spirit de sacrificiu. O Iisuse, îți ofer aceasta din dragoste față de tine, ca reparație pentru ofensele aduse împotriva preasfintei inimii a Mariei și pentru convertirea sărmanilor păcătoși. Această rugăciune, recitată din toată inima, transformă orice boală, orice greutate sau durere din viața noastră într-un act demn de reparație pentru convertirea păcătoșilor. Însă aceste rugăciuni nu au fost singurele devoțiuni care, să zicem, au luat naștere din viziunile de la Fatima. Lucia a spus că Maria le-a cerut o serie de devoțiuni, inclusiv cele 5 sâmbete întâi din lună, recitarea frecventă a rozariului și rugăciunile pentru convertirea Rusiei, care pe atunci era considerată de către biserică
o națiune fără Dumnezeu. În concluzie, mesajul de la Fatima poate fi rezumat ca o invitație la pocăință și la rugăciune. Îngerul le-a arătat copiilor cu ce părere de rău ar trebui să ne rugăm, explicând importanța jertfelor pe care le putem face ca ispășirea jignirilor aduse lui Dumnezeu. Maica Domnului, care s-a recomandat pe sine însăși ca regina preasfântului Rozariu, ne cheamă zilnic la recitarea preasfântului Rozariu și la practicarea celor cinci sâmbete întâi din lună ca ispășire față de inima sa neprihănită. Au trecut 100 de ani de la acele apariții. Chiar dacă ele au încetat, mesajul lor este mereu actual. Invitația Îngerului și a Mariei rămâne în continuare valabilă. Nouă ne revine datoria de a răspunde, de a lua în serios mesajul transmis și chemarea primită. De aceea, încredințându-ne milostivirii divine și mijlocirii preacurate, să ne rugăm împreună acum, spunând: O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria. Celor prea iubiți, Preacurata Fecioară și Mama lui Dumnezeu Maria este vistiernica harurilor cerești, Regina Universului. Prin mijlocirea ei să-L chemăm în ajutor pe Fiul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, născut din Fecioara Maria, ocrotește Sfânta Biserică prin mijlocirea neprihănitei. Te rugăm, ascultă-ne. Dăruiește bună înțelegere tuturor popoarelor. Te rugăm, ascultă-ne. Vino în ajutorul celor indiferenți sau slabi în credință. Te rugăm, ascultă-ne. Descoperă-le tuturor celor căzuți bunătatea de mamă a Reginei Cerului. Te rugăm, ascultă-ne. Ca tineretul creștin să se lase educat de exemplul și grija Mamei Cerești. Te rugăm, ascultă-ne. Dispune inimile noastre să primească asemenea Mariei îndemnurile Duhului Sfânt. Te rugăm, ascultă-ne. Trezește în poporul nostru simțământul de răspundere față de viața copiilor care trebuie să se nască. Te rugăm, ascultă-ne. Dumnezeule atotputernic, Tu ai dus la desăvârșire în Preacurata Fecioară Maria opera răscumpărării noastre. Fă-ne și pe noi părtași de harurile Tale și du-ne la slava la care ai înălțat-o pe ea. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Coboară din rând.
sclipește, slăbivitul chipul ei, solivie ad voce la treieci obănești. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Îți oferim, Doamne, jertfa de laudă, sărbătorind-o cu bucurie pe născătoarea Fiului Tău, Fecioara Maria de la Fatima, dă-ne, te rugăm, harul ca prin acest schimb minunat să înaintăm tot mai adânc în misterul răscumpărării noastre prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi și mi-mi cu Duhul Tăvălăuz inimile. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pentru minunile săvârșite de tine în viața tuturor sfinților. Dar în chip cu totul deosebit se cuvine să preamărim îndurarea ta împreună cu Sfânta Fecioara Maria, înălțându-ți din inim cântarea ei de mulțumire. Prin ea ai înfăptuit cea mai mare lucrare de pe tot pământul. Și-a arătat puterea brațului tău întregii omeniri atunci când ai ales-o pe slujitoarea ta smerită, ca prin ea să-l dăruiești neamului omenesc, drept mântuitor pe Fiul tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Prin el te laudă corurile de îngeri, care se bucură de-a pururi înaintea feței tale. Primește-ne, te rugăm, și pe noi, pentru ca împreună cu ei să te lăudăm zicând cu bucurie. Plin este cerul, cerul și pământul, de mărire, Osana, 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 în turocie de sobos, Trocei de sobos, trocei de sobos.
Cu adevărat, Sfânte și Doamne, izvorul la toată sfințenia, te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, le-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și pătirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt în noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru, cu Episcopul Auxiliar, Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amen. Amen. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a Ta pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare. Aștept în speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Domnul tău. Dăruiți-vă pacea. Care ei asupra ta păcată pe venenului, mi vivinuiește-mi, mie bolului Dumnezeu, care ei asupra ta păcată pe venenului, mi vivinuiește-mi. Iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic. Dar spune numai un cuvânt și se va tămădui.
Lăsați acasă toată, lăsați ce-i pământesc, dați sufletului vostru un aliment cerasc, cu mare bucurie la altarul său. Sufletul lui Hristos sfințește, trupul lui Hristos mântuiește, sângele lui Hristos aprinde-mă de dragoste, apa coastei lui Hristos spală-mă, patima lui Hristos întărește, O bune Iisuse, ascultă-mă, rănile tale ascunde-mă, nu mă lăsa să mă despartă de tine, de vrăjmașul cel rău mă apără, în ceasul morții mele cheamă. Și poruncește-mi să vin la tine, ca să te laud cu sfinții tăi, în vecii vecii lor. Ne rugăm, după ce am primit, Doamne, tainele cerești,
Te rugăm cu milință să îmbrănicești a fi părtași de ospățul veșnic pe toți aceia care o cinstesc astăzi cu venerație, pe Sfânta Fecioară Maria de la Fatima, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Ca și fii și fiice ale Maicii noastre cerești, ne apropiem acum de imaginea ei, făcând acea consacrare pe care întreaga biserică s-a bucurat să o facă mereu. Rugăciunea de consacrare pregătită chiar la Fatima, la începutul acestui centenar. Să ne îndreptăm așadar cu bucurie acest moment către Maica Sfântă, să-i spunem iubirea noastră și să o rugăm mereu să ne însoțească. De aceea a venit la noi pe pământ și s-a arătat copiilor și lumii. Să mergem așadar la Maica Sfântă cântând o strofă. Astăzi vii frumoasă, Maicii Domnului Iisus, crederea noastră aleasă, căci o iubim nespus. Slăvi, cine gașa fecioară, tot coborul în cer răvesc, cu dragă o bine colegioară, și o preamă mă răvesc. Slăbim, necetat, slăbim, slăbim, pe cea fără de necătat. Bucură-te, Maica Domnului, Fecioară Maria, Regina Rozarului de la Fatima. Tu ești binecuvântată între femei, ești icoana Bisericii înveșmântată cu lumina Învierii. Ești cinstea neamului nostru, ești izbânda asupra răului. Tu care ne prevestești iubirea milostivă a Tatălui, ne înveți anunțul veștii bune a Fiului și ești semnul focului arzător al Duhului Sfânt. Învață-ne în această vale de lacrimi și necazuri adevărurile veșnice pe care Tatăl le dezvăluie celor mici. Arată-ne puterea mantiei tale ocrotitoare, în lumina ta neprihănită, fii refugiul păcătoșilor și calea care conduce la Dumnezeu, în unire cu frații noștri, în credință, speranță și iubire, ne încredințăm ție. Prin mijlocirea ta și în unire cu toți cei care cred în tine, ne consacrăm lui Dumnezeu, o Fecioară a Rozarului de la Fatima, iar la finalul acestei vieți, învăluit în lumina ce izvorăște din mâinile tale, îl vom preamări pe Domnul în vecii vecilor. Amin. Rugăciune jubilară pentru pace.
Dumnezeule Tată Sfânt, care ne-ai dăruit pacea Ta prin Hristos și prin El ai voit să ne conduci la inima Ta, în unire cu cei care se roagă, acolo unde Fecioara Maria ne invită să ne rugăm pentru pace în lume și unde Îngerul Păcii ne îndeamnă să-L adorăm doar pe Dumnezeu, vă te rugăm ca armonia să domnească între popoare. Conducătorii acestora să afle căile dreptății, iar noi toți să dobândim pacea inimii și prin mijlocirea Reginei Păcii să putem construi o lume bună, mai frățească, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Adu-ți aminte, blândă Fecioară Maria, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce alerga sub ocrotirea Ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea Ta, în sufletul de un timp de încredere, alerg la Tine, o Maica Fecioară Fecioarelor, la Tine vin și stau gemânta Ta ca un păcătos, Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auză-mă cu milă și ascultă-mă. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Inima neprănită a Mariei, roagă-te pentru noi. Inima neprănită a Mariei, roagă-te pentru noi. Inima neprănită a Mariei, roagă-te pentru noi. Toată frumoasă ești, Maria, și prihană strămoșească noi, vestemne tine. Slava Ierusalimului, Tu ești bucuria lui Israel, Tu ești stea neamului nostru, Tu ești mijlocitoarea păcătoșilor. O Maria, O Maria, Fecioară prea înțeleaptă, Maică prea înădurată, roagă-te pentru noi, mijlocește pentru noi, la Domnul Iisus Hristos. După dorința Bisericii a Sfântului Părinte Papa Francisc, ne îndreptăm acum spre Dumnezeu prin mijlocirea Maicii Domnului ca să dobândim indulgența plenară, jubiliară, pentru noi, dar vrem să amintim și pe toți cei dragi ai noștri, încredințându-i Preacuratei Fecioare Maria. Și spunem mai întâi, cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, și în Iisus Hristos, Fiul Său, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit și s-a îngropat, a murit în iad, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la cer, s-a de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire, să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică,
și cu Fiul. Este adorat și preamărit și a grăit prin proroși. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să revești șarul Tău asupra. Pentru că noi care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos Fiul, să fim duși prin patima și crucea-Lui, ava învierii, în același Hristos Domnul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerii al lui Dumnezeu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, povățuiește-mă, miluiește-mă pe mine, care sunt în credința ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Cu bunul Iisus, să ne bine. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. Dă-i acum și până ne vea. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Prin mijlocirea preacurată Fecioară Maria de la Fatima, să vă binecuvânteze pe voi Atotputernicul și Veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim. O Marie, o prea dulce mamă, România, Iisus Sfântul tău, ascultă ruga celor ce te cheamă și-o înalță sus la Dumnezeu. Și-o înalță sus la Dumnezeu. Suntem creștini și avem în piept dorința să trăim pe crucea lui Iisus.
iar sinegora nădăjde nebiruinița, mai este ajutorul sfânt de sus. O Marie, o prea dulce mamă, România, Iesu-mi sutul tău, ascultă roga celor ce te cheamă și-o înalță sus la Dumnezeu. Și-o înalță sus la Dumnezeu. Mai sunt crești vivini ce au a toa cinstire, dar au pierdut din spiritul frățăvesc. Tu dă-le, mamă, gândul de munire, și aprinde-ne toți în foc dumnezeiesc. O Marie, o prea dulce mamă, România, Iisus-mi sutul tău, ascultă roga celor ce te cheamă și-o înalță sus la Dumnezeu. Și-o înalță sus la Dumnezeu.